La miezul nopții, în curtea mănăstirii Sucevița, din inima Bucovinei, sute de glasuri s-au unit pentru a mărturisi învierea lui Hristos. Cu lumânări în mâini, credincioșii alături de preoți și măicuțe au înconjurat mănăstirea, după care au participat la Sfânta Liturghie. Mulți au venit de la mii de kilometri distanță pentru a-și găsi liniștea în acest colț de rai. Toate mănăstirile de la noi sunt frumoase, dar Sucevița e ceva care... Ce simțiți când veniți aici? Nu știu, o liniște sufletească. Ce gândiți? Cu un gând creștinesc, părinții din zonă, ne plac sărbătorile în Bucovina. Am niște emoții, că am și crescut, am copilărit, e cu totul altceva. Credincioșii nu au uitat să aducă la sfințit bucatele tradiționale, în special ouă roșii, pască și cozonac. Coșurile au fost pregătite cu multă migală de gospodine în seara de înviere după datina locală. Conține tot ceea ce ar trebui să conțină în mod tradițional un coș bucovinean. Pâine, pasca, ouăle, mușchiuleț, cârnați, slănină și preparatele pe bază de lapte. Mulți turiști aflați în vacanța la Sinaia au luat lumina de la mănăstirea din stațiune. Turiști și localnici deopotrivă s-au bucurat de cea mai mare sărbătoare a creștinătății. V-ați rugat pentru ceva anume? Pentru sănătate, pentru familie, pentru cei dragi. Mă simt foarte luminată și binecuvântată cu toți participanții în fiecare an. Mănăstirea Sinaia este unul dintre cele mai cunoscute lăcașuri ortodoxe din Muntenia. Ctitoria spătarului Mihail Cantacuzino din secolul al XVII-lea, mănăstirea atrage de la an la an un număr tot mai mare de credincioși.